Bună ziua, Claudia, și Bună bine ziua. ai venit! Bine te-am găsit! Felicitări! Tocmai ai absolvit cursul de Leadership și Master Coach, seria nouă cu Loredana Latiș. Spune-ne, te rog, câteva cuvinte despre tine. Numele tău, vârsta, în ce oraș, în ce țară trăiești, ocupația... Mă numesc Marc Claudia Maria, sunt, locuiesc în Italia, în San Donà di Piave, provincia de Veneția. Da, frumos. De 20 de ani sunt în Italia. Am 43 de ani. Eu, ca și profesie, sunt, aici în Italia se spune doctor în științe și tehnice psihologice. În schimb, ca și meserie, sunt casieră în pizzeria soțului meu. totul altceva. Da, frumos, frumos. Și spune-ne, ce ai învățat la acest curs? Ce ți-a plăcut mai mult? O conștientizare? Cum te simți acum? Ce mi-a plăcut la acest curs, ca și în toate cursurile Loredanei, senzația că se poate. Dacă e ceva care vrei să schimbi la tine, nu ești ținut și nu funcționează și nu-ți mai e de folos, nu trebuie să-l ții și să consumi resurse inutile. Poți să-l pui în stand-by, poți să-l schimbi, poți să recontractezi dacă este despre o relație, despre relațiile cu oamenii din viața noastră. Deci, orice vrem să obținem la sfârșit, dacă îl vrem suficient de mult și dacă ne luăm și ne asumăm responsabilitatea, se poate schimba, se poate îmbunătăți, se poate... Putem să avem viața pe care noi vrem să o avem și pe care credem că o merităm. Da. Frumos, chiar merităm. Și spunem, ce anume te-a determinat să vii la acest curs? Să alegi Academia sau alegi pe Loredana Lateș? În primul rând urmăream mentoring-urile ei și îmi plăcea foarte mult răspunsurile simple și concise pe care le dădea. Și răspundea la fiecare cum credea ea că e mai bine. Și... asta m-a determinat și m-a făcut să înțeleg că nu își bate joc de oameni și că sensibilitatea și sentimentele oamenilor pentru ea sunt importante și mai multă încredere decât atât. Și plus să facă al doilea curs, deci cursul de Master Coach, mi-a plăcut foarte mult cursul de Practitioner și celelalte cursuri pe care le-am făcut înainte, ăsta e al cincilea. Ăsta e al patrulea, îmi pare rău. A cincilea să fie noiembrie. Deci mai un pic, exact. Un pic și îl face pe al cincilea. Asimilez pe asta mai repede. Felicitări. Chiar înseamnă că ai acumulat o mulțime de cunoștințe. Înseamnă. Și unde, când și cu cine vei folosi tot ce ai învățat aici? În primul rând, cu mine. Să schimb ce nu vreau și ce nu mai mi-e de folos. În al doilea rând, cu familia. Să îmbunătățesc ce nu funcționează și să potențiez ceea ce funcționează. Și pe urmă să ajut, asta ar fi scopul meu, să ajut cât mai multe persoane cu experiența mea, cu exemplele din viața mea. Da, se poate. Ajunge să vrei. Frumos, frumos, foarte, să spun, într-adevăr, și eu zic că noi putem, într-adevăr, să dăvim foarte mult în momentul în care avem de unde dăvim. Așadar, felicitări și succes! Și acum spunem, a meritat investiția pe care ai făcut-o? Investiția de timp, de bani, de energie? Da, decis, da, un foarte hotărât, da. Obții foarte, foarte multe din cursurile lor de ani. Și de la ea ca și persoană obții creștere și
parcă ți mai clar, reușește să scoată la iveală ceea ce nici noi nu știam că avem. Da. Nu pune ceva nou în noi. Scoate la iveală bogățiile noastre. Cum spui tu, mărgăritarele. Da, așa e. Și fiecare avem, cred că, așa cum ai spus tu de data asta, un cufăr de mărgăritare, într-adevăr. Și e minunat. Da. Ai un mesaj pentru colegii vechi și noi, pentru cei care ne ascultă? Pentru colegii noi, le mulțumesc cei care au făcut cursul cu noi, bănuiesc, nu? Da. Le mulțumesc pentru susținere și pentru crearea de cadru. Pentru cei vechi, mulțumesc că m-au acceptat și acceptă cu brațele deschise pe orice nou venit, fără să ne simțim și să avem nevoie să ne integrăm, să facem tot procesul de integrare. Și pe cei care ne ascultă să-și ia curajul, să-și ia viața în mâini, să-și ia curajul înapoi, să-și ia puterile înapoi. De a-și îmbunătăți viața, de a-și face viața și a-și construi scenariul vieții de succes așa cum vor ei. La sfârșit depinde numai de noi. Așa e. Felicitări! Mulțumesc! Mulțumesc. Și pentru Loredana Latiș, ai avea un mesaj? Da, îi mulțumesc. Îi mulțumesc Universului că mi-a scos-o în cale. Îi mulțumesc că a decis să împărtășească cu noi tot ceea ce știe ea și toate experiențele. Bănuiesc că nu e ușor să împărtășești lumii experiențele tale mai puțin plăcute, ca să ajuți oamenii să crească, să se vindece. Că a decis să devină vulnerabilă ca să ne vindece pe noi. Să ne ajute pe noi să ne vindecăm. Și mulțumesc, eternă recunoștință. Nu știu că se spune, dar... Da, așa este, că într-adevăr recunoștința este o energie extraordinară și e un schimb de energie, de fapt, și de drept. Ai un nivel foarte înalt de energie. Claudia, ce să spun, îți urez mult, mult succes, îți doresc să ai parte de multe împliniri și să ne revedem cu drag și la următoarele cursuri din Academie. Fie noi, fie aprofundări. Mulțumesc că te-am. Numai bine. Mulțumesc. Pe curând. Mulțumesc.